ziua și bine v-am găsit la un nou interviu Hot News Live. Numele meu este Victor Cosmei și astăzi alături de mine în studio Hot News îl avem pe ministrul transporturilor Lucian Bode. Bine ați venit! Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru invitație. De mult am vrut să onorez invitația dumneavoastră și mă bucur că am reușit să ajung astăzi aici. E bine că e acum, pentru că într-un fel e aproape un an de când ați preluat mandatul de ministru, deci putem face așa un mini bilanț. Înainte însă de a trece pe proiectele care țin, să zic, de bilanțul dumneavoastră, aș vrea să discutăm despre subiectul la zi. Domnule ministru, vin americanii și ne fac autostradă de la Constanța la Gdansk, în Polonia? Este un subiect la zi, este adevărat declarația domnului ambasador al Statelor Unite în România. Eu am declarat public, nu sunt surprins de această declarație, am salutat-o pentru că ea vine să valideze într-un fel ceea ce noi de un an de zile, și nu de un an de zile, pentru că o să discutăm de când a apărut această idee a unui coridor de infrastructură rutier și feroviar de la nord la sud, idee susținută de România și pe ce platformă politică a apărut această idee, dar clar că tot ceea ce noi am făcut de un an de zile încoace în materie de dezvoltare a infrastructurii rutiere, deschiderea pe care România o a arătat-o față de partenerul nostru strategic, Statele Unite, au condus la un anunț pe care domnul ambasador l-a făcut zilele trecute, într-un moment foarte important pentru România, când s-au semnat contracte despre care am vorbit în urmă cu 3, 5, 10 ani, apropo de Cernavodă, de dezvoltările energetice, dezvoltarea sectorului energetic de la Cernavodă, într-un moment important pentru România. Să explicăm celor care ne urmăresc care este de fapt stadiul acestui demers, cum contribuie România la acest demers și ce perspective sunt, pentru că am văzut oameni care s-au poziționat, vectori de opinie, jurnaliști. Am văzut un coleg de-al dumneavoastră foarte corect documentat și bine documentat și am văzut oameni care au tras o linie imaginară de la Constanța la Gdansk, prin Moldova, prin Ucraina și au spus acesta este coridorul. Și de aceea profit de această ocazie și de întrebarea dumneavoastră, pentru că dincolo de declarația pe care am avut-o, de comunicatul de presă pe care l-am dat zilele trecute, este prima prezență în spațiu public și explic acest lucru. Să înțelegem că în urmă cu câțiva ani, mai exact în 2015, o platformă politică a statelor membre ale Uniunii Europene, denumită Inițiativa celor trei mări, s-a constituit, aici incluzând 12 state membre ale Uniunii Europene, între care și România. S-a constituit pe câțiva piloni fundamental, care vizau dezvoltarea economică, coeziunea economică și legăturile transatlantice. Acești piloni vizau câteva domenii principale: energie, transporturi și digitalizare. Momentul important, cred eu, când aceste obiective au început să prindă contur, a fost momentul summitului de la București, din 2018. Atunci, domnul președinte Klaus Iohannis a venit cu trei elemente de noutate în această platformă, în această inițiativă. Și anume, în primul rând, a propus și din acel moment vorbim despre un portofoliu de proiecte. Fiecare stat membru vine cu un portofoliu de proiecte. România a propus un portofoliu de proiecte în cele trei domenii. 2. A propus și s-a realizat un fond la care să contribuie fiecare stat cu o sumă, și o să vorbim și despre acest lucru, cât contribuie România, cât au contribuit celelalte state. Din acest fond să fie finanțate obiectivele despre care discutam pe cele trei domenii, alături de fonduri europene nerambursare, alături de fonduri guvernamentale sau de fonduri private. Și al treilea element de noutate, în 2018 au fost invitați peste 600 de reprezentanți ai mediului de afaceri din Uniunea Europeană,
din afara Uniunii Europene și din Statele Unite. Acestea au fost cele trei elemente de noutate introduse de România prin vocea domnului președinte Klaus Iohannis la summitul Inițiativa celor trei mări de la București. Revenind la proiectele României. România a propus un portofoliu de proiecte, spre exemplu energie, gazoductul Brua, dar a propus câteva proiecte extrem de importante în materie de dezvoltare a infrastructurii de transport. A propus dezvoltarea unei linii, unui proiectul se numește Rail to Sea, legătura între cele două mări, cale Baltică, ferată, da, de la Marea Baltică la Marea Neagră. Da? Astfel încât acest obiectiv, linia de cale ferată, să aibă un caracter dual, atât civil cât și militar. Am văzut, după declarații, cum spuneam, o linie imaginară trasă de la Constanța, desenată de la Constanța la Gdansk, prin Moldova, Ucraina și așa mai departe. Am adus aici și pot să vă prezint cum arată propunerea care România a avansat-o și pe care România o va susține și cu ocazia summitului de săptămâna viitoare de la Tallinn. Asta este harta feroviară, da? Astea sunt coridoarele feroviare. Aceasta este harta feroviară. Vorbim aici, după cum se poate observa, de mai multe variante. Varianta pe care eu consider că România trebuie să o susțină este varianta în care avem deja o parte din coridoare finalizate, și aici mă refer la Constanța-București, spre exemplu, și la cel mai scurt traseu posibil pentru a te deplasa de la Constanța la Gdansk sau de la Gdansk la Constanța într-un timp foarte, foarte scurt. Ce vedem pe hartă aici? Vedem și coridoarele europene pe care deja primim bani europeni. Unde ar putea finanța americanii pe această hartă? Ca să lămurim ce înseamnă finanțarea europeană a statului, respectiv finanțarea privată. Noi vorbim despre coridorul Constanța-București finalizat. București, predeal finalizat. Predeal Brașov, am reușit să semnăm contractul pentru cei 26 de kilometri realizarea documentației. Brașov, Sighișoara cu cele trei loturi, semnat contractul 1,1 miliarde de euro în acest 4. Da. Sighișoara, Coșlariu realizat și aici. Avem cele două ramificații. Coridorul 4, Coșlariu până la ieșirea spre Ungaria, până la prin Curtici, da. Respectiv ceea ce noi ne dorim să realizăm legătura între Coșlariu și Cluj-Napoca și mai departe Cluj-Napoca-Episcopia Bihor, pentru că acesta este cel mai scurt traseu posibil spre Gdansk. Deci aici ar interveni americanii cu finanțarea... Și atunci, noi avem așa, finanțare europeană 85%, cofinanțare 15% din partea României și aici ar interveni componenta de parteneriat privat. Aici ar interveni parteneriatul public-privat, adică noi să venim către parteneri, companii americane, exemplu, în cazul de față. Companii americane, fonduri de investiții americane. Da. Să venim să spunem, acesta este proiectul nostru, atât contribuim noi din fonduri europene atrase, din cofinanțarea noastră, atât este nevoie. Este nevoie clar de un consultant care să pună pe masă toate aceste calcule și să spună, acesta este traseul. Dar până atunci, România continuă să-și dezvolte coridorul 4, este europei. Un angajament până în 2030, noi trebuie să avem închis coridorul 4 pe feroviar și celelalte coridoare și vom discuta și pe rutier și în consecință continuăm. Cluj, Episcopia Bihor, se lucrează la studiu de fezabilitate. În primăvară vom avea, cred, acordul de mediu și vom lansa licitația pentru proiectare și execuție. Vorbim aici de 1,5 miliarde de euro, pentru că se realizează nu doar modernizarea liniei, vorbim și de pasaje. Și această bucată, ca să înțelegem clar, va fi posibil finanțată printr-un împrumut american sau prin firme americane? Categoric da, dacă acest lucru îl decidem, da. Împreună și spunem că acesta este coridorul de la Coșlariu 100 de kilometri până la Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Episcopia Bihor.
Coșlariu, Cluj-Napoca este de asemenea un sector care noi l-am propus prefinanțare din CEF, Connecting Europe Facility, o axă de finanțare care România a tras deja peste 800 de milioane de euro, din păcate a pierdut și 330 de milioane de euro că nu a reușit să finalizeze la timp, să semneze la timp cele trei contracte pe Brașov-Sighișoara, dar revenind, România va continua să-și dezvolte partea coridorului Constanța-Gdansk și în momentul în care vom ajunge la un acord pe baza unor studii, pe baza unui parteneriat, vom decide cât din aceste coridoare sunt finanțate din bani europeni, cât din surse private, cât din surse guvernamentale. Același lucru și pe rutier. Pe rutier, exact. Care sunt bucățele de autostradă unde ar putea interveni financiar și cu companii Statele Unite? Aceasta este harta, sigur, din surse publice, ați prezentat-o și dumneavoastră, care să lege Lituania de Salonic, de Grecia. Cu o ramură. Cu două ramuri în România. Oradea, Timișoara, Lugoj, iar la Lugoj vorbim de ramura Lugoj, Sibiu, Pitești, București, Constanța, respectiv Lugoj, Calafat. Acum, noi, la fel ca și pe rutier, pe feroviar, am studiat trasee posibile. Din punctul nostru de vedere, cei aproximativ 2356 de kilometri, da, pot fi parcurși în 26 de ore. Propunem, dar sigur, este o variantă pe care noi o propunem, să abordăm opțiunea ca această rută să străbată doar state membre ale Uniunii Europene. Și NATO. Este foarte important. Ca să nu fie Serbia, da? Este foarte important să avem să discutăm despre această rută. Este mult mai ușor de realizat și în perspectiva în care vorbim de România și Bulgaria intrate în spațiul Schengen, acest coridor va fi unul foarte, foarte ușor de accesat. În consecință, bun, noi până la Timișoara, de la Lugoj la Timișoara și la Arad avem autostradă. Mai departe ar fi de la Arad la Oradea? Deci să le luăm pe rând. De la Biharia până la Oradea, vorbim despre un tronson de drum expres de aproximativ 21 de kilometri, suntem în procedură de licitație. De la Oradea până la Arad este avem în discuție cu cele două consilii județene, Bihor și Arad, revizuirea documentației, pentru că avem un studiu de fezabilitate vechi, revizuirea documentației și vom decide. Îl realizează un ADI, Asociație de Dezvoltare Intercomunitară, formată din cele două consilii județene. Îl realizăm noi la CNAIR. Cert este că este nevoie să revizuim documentația și să decidem scoaterea la licitație, proiectare și execuție și sursa de finanțare. Că vorbim de fonduri europene din viitorul exercițiu financiar, că vorbim de PNRR, de Fondul de Recuperare și Reziliență, că vorbim de surse private, apropo de traseul despre care vorbea domnul ambasador, sunt trei variante de finanțare. Cert este că noi trebuie să realizăm acest tronson între Oradea și Arad. De la Arad la Timișoara, respectiv Lugoj, suntem cu autostrada în trafic. De la varianta Lugoj-Calafat prin sud, noi suntem cu documentațiile avansate și aici trebuie să scoatem la licitație execuția acestui tronson. Iar de la Lugoj la Sibiu ne lipsesc 13 kilometri, celebrul tronson al urșilor. Da? Da? Tunele pentru mașini, nu pentru urși, da, ca să nu mai facem confuzia asta. Foarte, da, corect spus, că acolo nu sunt urși și nici nu i-a văzut nimeni numai în poză. Ne lipsește Sibiu-Pitești, dar aici poate discutăm, Sibiu-Pitești este în linie dreaptă, se lucrează pe sectorul 1, Sibiu-Boița, a semnat contractul pe sectorul 5, Curtea de Argeș-Pitești, este în licitație Tigven, Curtea de Argeș, le-am scos la licitație tronsonul sectorul 2, respectiv sectorul 3, urmează să fie scos la licitație. Am scos la licitație documentația pentru legătura între Râmnicu-Vâlcea și Tigveni, 23 de kilometri de drum expres și cel mai important,
am eliminat riscul de a nu avea finanțare pe Sibiu Pitești. Am primit aprobarea Comisiei Europene pentru 875 de milioane de euro bani europeni pentru prima autostradă care trece Carpații. Mai departe, Pitești-București autostradă în exploatare, București cu inelul Bucureștiului, aici poate să discutăm în ce stadiu suntem și pe sud și pe nord, iar de la București la Constanța autostradă. Acestea sunt tronsoanele despre care, așa cum vorbeam și pe feroviar, noi vom vorbi în perioada următoare și vom decide din ce sursă de finanțare le... Deci ca să sumarizăm, să închem cu acest subiect cu americanii. Deci pe feroviar avem potențiale loturi de la Coșlariu la Cluj-Napoca și la Episcopia Bihorului. Cluj-Napoca, Episcopie. Da? Și pe rutier avem Oradea, Arad și Lugoj-Calafat. Da? Da? Sau sectoarele dintre Lugoj și Constanța pe varianta Sibiu. Varianta Sibiu. Bun. Sigur, în același timp, continuând dezvoltarea pe bani europeni, pe cele trei loturi între Brașov și Sighișoara. Bun. Haideți să trecem la autostrăzile care sunt în lucru pe partea rutieră. Cum ziceam, e un an de când ați preluat mandatul la transporturi și poate să tragem o linie. Până acum ați inaugurat anul acesta aproape 25 de kilometri, două tronsoane pe autostrada Transilvania. Rămânem doar cu 25 sau sperați, dar nu sperați, șanse reale pentru a deschide alte loturi? Ați văzut de la începutul mandatului, niciodată n-am spus public, cum spuneau cei dinaintea noastră, vom da în trafic 100 de kilometri de autostradă, 180 de kilometri de autostradă. Am spus de fiecare dată că preocuparea mea, ca și ministru, este să asigur toate condițiile antreprenorului ca el să se achite de obligațiile contractuale și să predea loturi de autostradă în termenul asumat prin contract. Noi, ca beneficiari, prin compania de drumuri, nu avem datorii la antreprenori. Sunt, într-adevăr, claim-uri, revendicări pe rolul instanțelor, dar cipuri, certificate intermediare de plată, care îndeplinesc toate condițiile, sunt plătite la zi. Și atunci, eu, când am venit, am găsit 150 de kilometri de autostradă, drum expres, variantă ocolitoare, drumuri naționale la patru benzi, în lucru. Astăzi avem ordin de începere pentru încă 105 km de autostrăzi, drum expres, variantă ocolitoare, drumuri naționale și până la sfârșitul anului credem noi că vom da ordinul de începere pentru încă 85 de km de autostrăzi, drum expres, variantă ocolitoare. În concluzie, am preluat 150 de km cu o valoare de 7,5 miliarde de lei și credem noi că vom închide anul cu lucrări pe 350 de kilometri de autostrăzi, drum expres, cu o valoare de aproximativ 18,8 miliarde de lei. De la 7,5 la 18,8. 2. Avem lansate procedurile pentru tronsonul 2 din Sibiu-Pitești, pentru tronsonul Poarta Sălajului Zalău-Nușfalău cu tunelul Meseș, cu valori de peste 10 miliarde de lei. Perspectivele pentru anul 2021, așadar, sunt foarte bune, să lucrăm pe aproximativ 350-400 de kilometri de autostrăzi, drum expres, variantă ocolitoare, drum național, și să consumăm din POIM-ul actual, din actualul exercițiu financiar, cât mai mulți bani. Și execuția, poate discutăm și despre asta, arată foarte bine în acest moment. Așadar, am preluat Muzeul în Aer Liber Lugoj-Deva, lotul 3, pentru că anul trecut s-au dat în trafic până în noiembrie 23 de kilometri. Lugoj-Deva, lotul 1. Am preluat Lugoj-Deva, lotul 3, Muzeul în Aer Liber, într-o lună și jumătate. Am realizat expertizele, lucrările necesare la podul de peste Mureș și am dat în trafic cei 21 de kilometri cu restricții. Anul trecut, care încă se mențin și acum. Nu, am ridicat restricții. Prima dată au fost restricții de viteză și de tonaj, după care am ridicat restricțiile de tonaj, au rămas doar de viteză. Am realizat expertizele și am dat în trafic 21 de kilometri. Am dat în trafic
după, în acest an, după cei 21 de kilometri, încă 25 de kilometri din Transilvania, Iernut Chețani, descărcarea de la Chețani și Biharia Borș. Până la sfârșitul anului sunt șanse foarte mari ca Sebeș-Turda, lotul 1, cu un stadiu fizic de peste 95%, cu un progres fizic de peste 95%, să fie dat în trafic. Îmi doresc acest lucru. 2. Varianta ocolitoare Bacău are termen de finalizare, de predare, ianuarie 2020. Aici vorbim de A7, 16 km de autostradă. Deci vorbim de cei 31 de km din varianta ocolitoare Bacău, din care 17 km sunt în regim de autostradă. Acei 17 km au un progres fizic de peste 85% în acest moment și mi-aș dori ca până la sfârșitul anului acest tronson să fie dat în trafic. Încă o dată, contractul prevede finalizarea lucrărilor în ianuarie 2022. Râșnov Cristian, 4,3, respectiv 4,7 km de autostradă, drum expres, drum național la 4 benzi, are de asemenea un progres fizic de aproape 90% și cu șanse foarte mari ca în acest an să se finalizeze. Deci sunt câteva sectoare. În total? În total vorbim despre 18 km Sebeș-Turda, vorbim despre 17 km Veo Bacău, 35. Vorbim despre 10 km Râșnov Cristian. 45 de km cu cei 25 deja dați în trafic, 70 de km, ca să nu mai adaug și cei pe care i-am preluat muzeu în aer liber, 21 de km și i-am dat în trafic. Vorbim de peste 90 de kilometri de autostradă dați în trafic până la sfârșitul anului, ca și obiectiv al guvernului Ludovic Orban, în raport cu 96 de kilometri cât au reușit să dea în trafic cei dinaintea noastră în 3 ani de zile. Acesta este bilanțul. Matematica nu minte niciodată. E un bilanț pe care, permiteți să spun, este optimism. Eu nu împărțesc același optimism, dar sper să aveți dreptate. Îmbucurător este că discutăm de două tronsoane pe care noi vrem să le terminăm anul acesta înaintea termenului. E grozav că suntem în situația asta, dar hai să discutăm de două autostrăzi care sunt începute și se lucrează la ele de peste 5-6 ani. Vorbim de A10 Sebeș-Turda, lotul 1 și lotul 2. Pe lotul 1 chiar își întreabă și un cititor dacă vreți să dați drumul anul acesta pe bretelele scurte de la nodul Sebeș sau vreți să dați drumul în totalitate, pentru că acolo încă mai e de lucru. Și pe 1 și pe 2 este mult de lucru. Noi vrem ca lotul 1, dar pentru asta este nevoie să, pe de o parte, să clarificăm un aspect, un litigiu pe care îl avem cu antreprenorul dintr-un claim mai vechi și acest lucru sper să-l clarificăm cât mai repede pentru a plăti ce avem de plătit din acel claim, pentru că facturile sunt toate plătite la zi pentru ceea ce realizează, dar au o revendicare mai veche, și definitivă. Și nu vor să lucreze dacă... Ne spun să le virăm banii ca să poată să continue. Și acest lucru ține de companie și sper să se rezolve acest lucru. Ne dorim să dăm în trafic această secțiune de autostradă, lotul 1. Lotul 2, din păcate, antreprenorul, și aici nu mă feresc să spun că este vorba despre compania Actor din Grecia, nu s-a ținut de cuvânt. Nu numai acolo, din păcate, și pe autostrada, pe ringul 0 al Bucureștiului, autostrada de sud, tronsonul 3, unde sunt de asemenea antreprenori generali, trebuia să predea deja proiectul tehnic, n-au făcut-o. Au un an și ceva, nu? De când au... Da, și le-am aplicat deja prin beneficiar, compania de drumuri, o penalitate de 1 milion de lei. Eu le transmit și pe această cale public să se trezească, pentru că în România, ei au venit în România să muncească, să se achite de obligațiile contractuale. Actor este una dintre cele mai importante companii care activează în domeniul infrastructurii de transport, pentru că și pe feroviar au contracte foarte importante cu România, dar nu ne permitem să mergem la nesfârșit cu această tergiversare. Nu am amenințat niciodată pe nimeni. Nu am rupt contracte cum făceau cei dinaintea mea în fața presei și după care le
dăugau că știau că nu au cum să le să rezilieze un ministru un contract. Nu vreau să ajungem la rezilierea niciunui contract de dezvoltare a infrastructurii în România, dar nici nu permit niciunei companii, indiferent cum se numește, să nu se achite de obligațiile contractuale mai repede cu putință, sigur nu în acest an, lotul, din păcate, lotul 2 finalizat și dat în trafic. Bun, haideți să trecem puțin și pe la autostrada Transilvania și vorbim despre tronsoanele lipsă, în special cel cu tunelul Mesiș. Spuneți-ne puțin stadiul acolo și când putem vedea ceva concret. Deci autostrada Transilvania este iar un exemplu, așa cum este și Sibiu-Pitez și alte exemple aș putea să dau, cum am preluat și unde lăsăm după un an de zile un proiect foarte important, cum este și autostrada Transilvania. În 2019 se lucra pe două tronsoane, se lucra timid pe Biharia, Borș, respectiv Iernut, Chețan. Astăzi avem 25 de kilometri dați în trafic, se lucrează pe 110 kilometri pe sectoarele din autostrada Transilvania, asta înseamnă că am semnat contracte de proiectare și sau execuție și am dat ordinele de începere și mai avem două sectoare, 67 de kilometri în procedură. În luna noiembrie avem termen de depunere a ofertelor pentru poarta Sălajului Zalău, Nușfalău, 41 de kilometri, inclusiv tunelul Meseș, cei 3 kilometri de tunel, vorbim de cel mai lung tunel rutier din România, care se va construi în România, cu o valoare de aproape 800 de milioane de euro, acest tronson, și vorbim de relicitarea sectorului dintre Suplacul de Barcău și Chiribiș, 25 de kilometri, acest va fi scos la licitație tot în luna noiembrie, fără contestații, în varianta pentru Suplacul de Barcău Chiribiș, putem semna contractul la începutul anului, pentru că acolo avem într-o variantă optimistă fără contestații, pentru că acolo avem deja un progres fizic, îl preluăm de la 40-50% finalizat, iar celălalt tronson, cel mai important și mai dificil din autostrada Transilvania, în noiembrie avem licitație cu precalificare, pentru că avem e greu cu acel tunel. Da, complexitatea, valoarea, toate elementele ne-au determinat să ieșim cu precalificare și undeva în luna martie-aprilie anul viitor, fără contestații, să semnăm contractul de proiectare și execuție. Cert este că finanțarea avem. Acest sector important se pliază foarte bine pe programul de recuperare și reziliență, cei 33 de miliarde de euro aproximativ alocați României, pentru că putem semna contractul până în 2022, putem recepționa lucrarea până în 2025 și putem să-l facem verde. În 2020 cu tot cu tunelul Meseș? Acesta este obiectivul, până în 2026, acestea sunt condițiile pentru a discuta despre finanțare prin Fondul de Recuperare și Reziliență. Altfel, nu ne angajăm să trecem în lista proiectelor, în anexa la Planul Național de Recuperare și Reziliență, obiective care nu le putem recepționa până în 2026. Întreb pentru că e un obiectiv complex. Să trecem puțin mai departe, pentru că ne întreabă un cititor. Bun, continuarea, ați dat drumul o parte de autostradă, un lot de autostradă la Iernut, la Chețani. Se lucrează până la Ungheni, da, lângă Târgu Mureș. Întreabă cineva mai departe, de la Ungheni până la Acățar, DN15. Când va fi acel lot, acea bucățică, 10 km parcă, dacă nu mă înșel? Da, am avut o discuție în acest sens și cu autoritățile din Mureș în urmă cu câteva săptămâni și am spus că vom relua procedurile pentru a realiza acel tronson. 10 km este relativ ușor de realizat și ar degreva foarte, foarte mult o centură pe partea de sud-vest pentru municipiul Târgu Mureș, având în vedere că, iată, din păcate, la licitația pentru reluarea lucrărilor pe violentă ocrutoare Târgu Mureș nu s-a prezentat niciun ofertant. Și atunci o opțiune pentru noi să reluăm, să accelerăm procedurile pentru acest tronson Acățari, legătura cu Acățari și sigur
compania de drumuri are această sarcină pe care eu le-am transmis-o după ce am discutat cu autoritățile din Mureș. Rămânem tot acolo la Târgu Mureș și un alt cititor ne întreabă despre bucata Târgu Mureș-Brașov. Este parte din vechiul plan Bechtel, dar în masterplanul general de transport această bucată nu mai există. Totuși, în strategia de investiții până în 2030 pe care ați prezentat-o, există această bucată Târgu Mureș-Brașov. Care este situația de fapt? Este unul din proiectele despre care domnul prim-ministru Ludovic Orban mă întreabă de fiecare dată. Da, l-auzim prevent că întreabă. Îmi spune să niciodată să nu mai vorbesc despre autostrada Transilvania de la Târgu Mureș, ci de la Brașov. În planul investițional, noi am venit cu acest document ca și parte componentă a Planului Național de Relansare Economică, componenta de infrastructură, urmărind trei obiective. 1. Să actualizăm strategia de implementare a Master Planului General de Transport, care era deja avea 5 ani, da. Gândit în 2014, adoptat în 2016. 2. Este o condiție favorizantă pentru a obține fonduri europene din viitorul exercițiu financiar, când prezinți un plan, da. Ce vrei să faci cu acei bani. Și 3. Am spus, este obligatoriu să ne asumăm clasă politică, structuri asociative, patronate, sindicate, mediu academic, toți factorii decizionali de la cel mai înalt nivel al statului român, să ne asumăm un plan de dezvoltare a infrastructurii pentru următorii 10 ani, indiferent cine va guverna România în următorii 10 ani. Sigur că eu sunt convins că va guverna PNL mulți ani de acum înainte și va dezvolta infrastructura în România, dar acest plan are și acest rol. Este o foaie de parcurs pe care ne dorim să o respecte toți cei care vor guverna România în următoarea perioadă și aici am trasat liniile directoare pe fiecare mod de transport în parte, sumele necesare, vorbim de aproape 74 de miliarde de lei pe toate modurile de transport și de unde luăm acești bani. Bun, Târgu Mureș-Brașov va fi scos la licitație? Târgu Mureș-Brașov este un proiect, partea autostrăzii Transilvania, pe care guvernul Ludovic Orban îl susține. Vom vedea în ce etapă, din ce surse și în ce axă de finanțare va fi introdus, pe viitorul cadru financiar, dar este un obiectiv pentru noi de a lega centrul țării de Ardeal, de Transilvania. Bun, mergem spre Moldova și vreau să încep cu autostrada Unirii A8 de la Târgu Mureș, Târgu Neamț, Iași, Ungheni. Singurul contract semnat acolo este de revizuire a studiului de fezabilitate de la Târgu Mureș la Târgu Neamț și acolo sunt probleme. Așa este, sunt probleme pe care noi le discutăm și le depășim, pentru că am avut, spre exemplu, ultima discuție am avut-o săptămâna trecută cu autoritățile locale din zonă, care veneau și spuneau că sunt îngrijorate de traseul autostrăzii și au solicitat devierea pe anumite porțiuni, spre exemplu la Miercurea Nirajului sau la Joseni, și am lămurit acest lucru unde se poate și unde nu se poate devia traseul. Sunt mici întârzieri pentru că antreprenorul, cel care realizează documentația, nu a fost suficient demobilizat pentru a realiza toate studiile geo necesare și aici mă refer în special la zona montană. Pentru da, acolo e mare problemă, au avut acces, exact, pentru că au avut acces, au invocat accesul foarte greu, dar asta nu e problema noastră, beneficiarul, el când a venit și a semnat acel contract, el știa de ce are nevoie ca să intre în teren. Noi credem că până la mijlocul anului viitor va finaliza documentația pentru a scoate la licitație fie întreg tronsonul, 211 km, fie pe secțiuni, pe capete, spre exemplu unde este ușor de realizat. Și unde s-au făcut studiile geo. Unde sunt studiile geo și scoatem la licitație, așa cum scoatem și pe celelalte autostrăzi mari din România, componente. Târgu Mureș-Ditrău? Târgu Mureș-Ditrău. Târgu Neamț. Tot tronsonul are 211 km. Vom decide funcție de cum va arăta studiul de fezabilitate la momentul în care îl predau revizuit, ce sectoare scoatem la licitație cu prioritate, unde putem să avem sigur și finanțare și avem toate condițiile îndeplinite. De asemenea, autostrada Unirii nu se oprește la Târgu Neamț. Am scos la licitație și avem depunerea de oferte suntem în procedură de depunere a ofertelor pentru revizuirea studiului de fezabilitate și întocmirea proiectului tehnic.
de execuție pentru Târgu Neamț, Iași, Ungheni. Iar al treia componentă este podul de la Ungheni, unde suntem în curs de obținere a acordului de mediu. Am modificat și legislația apropo de arile naturale protejate, astfel încât acest proiect să poată fi trecut la finanțare și implementare cât mai repede. Adică modernizarea podului de la Ungheni. Mă refer la punctul numărul, la componenta numărul 3. Mergem la cealaltă autostradă, autostrada Moldovei A7, de la nord la sud. Deja pe mare parte sunt contracte de SF și proiectare spre final, unele o parte. Ce licitații sperați să lansați de anul ăsta, de anul viitor, pentru execuție, concret? Toate sectoarele dintre Ploiești și Pașcani vor fi scoase la licitație pentru execuție cel mai târziu anul viitor. Se lucrează la documentație, nu vreau să mă hazardez și să lansez termene nerealiste, dar așa cum se mișcă lucrurile, este posibil ca în acest an să scoatem la licitație primul tronson din A7, Ploiești-Buzău, care este într-un stadiu foarte avansat cu documentația, dar cu certitudine anul viitor vom scoate la licitație toate cele patru sectoare până la Pașcani. Pașcan, Suceava, respectiv Suceava-Siret, am semnat în acest an contractele pentru realizarea documentației. Din documentație va reieși dacă vorbim despre autostradă sau dacă vorbim de drum expres. Cert este că de la Ploiești și până la Siret, propunerea pe care noi o vom face către Ministerul Fondurilor Europene pentru Planul Național de Recuperare și Reziliență este să cuprindă la finanțare întreg tronsonul de la Ploiești până la Siret. Deci aici intrăm pe planul de reziliență. Aceasta ar fi propunerea noastră. Uh-huh. Și discutăm, dumneavoastră, ce spun, Pașcani, Suceava, Siret, autostrada sau drum expres, dumneavoastră? Pentru că e un coridor lung și s-ar... Ideal ar fi, așa cum a reieșit din documentație și din studiile de trafic și din analiza multicriterială, că de la Pașcani și până la Ploiești este autostradă. Eu cred că așa ar trebui să se întâmple și de la Pașcan la Siret, dar încă o dată va reieși acest lucru din analiza multicriterială și din documentația care este în curs de elaborare. Pe partea de rutier scurt, să vă mai întreb de Lugoș-Deva, situația lutului cu tunelul, pentru că ați amintit mai devreme și chiar un cititor întreabă câți ani va fi nevoie pentru construirea celor două tunele. Noi acolo avem un litigiu, știți foarte bine, antreprenorul a câștigat definitiv, din păcate, acel proces. Suntem cu contestație în anulare, încercăm să avem un dialog cu ei, pentru că instanța ne obligă să achităm 230 de milioane de lei. Acolo avem 9 km din lotul 2 și 4 km din sectorul E, realizați cam 70%. Vorbim de 13 km una peste alta de autostradă nerealizați. Suntem obligați să finalizăm în actualul exercițiu financiar acest sector, altfel riscăm să pierdem bani europeni pentru tot sectorul. E imposibil cu cele două tunele, să vă fim serioși. Acum, este posibil dacă reușim să ajungem la o înțelegere cu antreprenorul, să vedem, să plătim în mai multe tranșe acea revendicare, acea datorie pe care i-au câștigat-o definitiv în instanță, să vedem, să scoatem la licitație restul de executat, să vedem dacă doresc să finalizeze ei lucrarea. Ei au deja proiectul tehnic făcut. Da, cert este că în câteva săptămâni acest lucru se va clarifica. Deci o chestie de săptămâni, da. Dar acele tunele nu pot fi făcute în 2 ani. Nu, de 3-4 ani. Vom ieși din acel termen. Da, dar sigur că printr-un dialog cu Comisia Europeană nu cred că putem fi suspectați de rea intenție. Aici nu vreau să mai aduc aminte de ce s-a întâmplat. Acea reziliere a fost cam rea intenție, dacă ne uităm după decizia. Rea intenție a fost în 2013, când tu știai că ai un acord de mediu nou, știai că ești obligat să mergi cu acele ecotuneluri și tu semnezi contractul cu 3 zile înainte de a-ți da acordul de mediu, ai semnat tu compania de drumuri și conducătorul acelei companii, că despre ele se vorba, Narcis Neaga, semnezi contractul cu 3 zile înainte, știind că vine acordul de mediu și spune că trebuie să faci cu tuneluri și tu semnezi pe varianta simplă de la 200 la 800 de milioane de lei, aceasta este diferența, ca să nu mai vorbim că în 2000
18 octombrie, un oficial de la mediu spune sub semnătură că în respectiva zonă nu au existat urși în ultimii 40 de ani și același oficial semnează un ordin de ministru la 2-3 luni distanță în februarie 2019 și spune că acolo pe zona respectivă circulă toți urși între Apuseni și Meridional. Aceste lucruri ar trebui să le clarifice instituțiile abilitate. Dincolo de partea asta de mobilitate a mamiferelor mari, totuși discutăm și de o chestie de construcție, să faci niște, să treci cu niște săpături atât de mari, parcă nu e de Europa acestui secol. Da, bun. Din păcate așa au gândit cei din înaintea noastră care au guvernat România în 2013 sau în momentul în care și-au bătut joc de acest proiect. Bun, ca să timpul e scurt și vreau să trecem și pe partea feroviară, aș vrea să discutăm despre, cum ați spus dumneavoastră, singura cale ferată nouă inaugurată după Revoluție. Aici au fost niște discuții, dar mă rog, vorbim despre trenul de gara de nord Otopeni. Problema este că ați testat linia, există acolo, gara există la Otopeni, dar din ce am văzut până acum, inclusiv din declarații șefului CFR Călători, frecvența va fi una destul de redusă, vorbim de un tren pe oră și asta atât din cauza lipsei de trenuri viabile, adică de automotoare săgeată albastră, cât și din cauza faptului că linia nu permite încrucișări mai dese pe traseu. Totuși, un tren pe oră, cum vi se pare această frecvență? Noi am pornit de la ideea de a dezvolta infrastructura feroviară în zona București-Ilfov și de a lega principala poartă aeriană a României de principala gară a României, aeroportul Otopeni, de gara de nord. Sunt două obiective. 1. Dublarea liniei pe cei 8 km între Mogoșoaia și Balotești, lucrare care se va finaliza în termen și la sfârșitul lunii octombrie, și acel racord de 3 km, la el făceam referire, prima linie de cale ferată construită de la zero în România după 1984, sigur este o discuție, putem discuta de ce s-a întâmplat la Vâlcea, dar care nu a mai fost și este în afara exploatării. Nu intrăm în detalii. Dar odată cu finalizarea celor două obiective, dublarea liniei și finalizarea racordului, finalizarea testelor dinamice, în acest moment sunt în derulare, noi vorbim de parcurgerea acestui traseu de 19,5 km în aproximativ 15-17 minute. Acum, odată cu nouul mers al trenurilor din decembrie, beneficiarul acestei lucrări, proprietarul CFR Infrastructură, va stabili cu potențiale operatori ritmul sau intervalele de timp unde, în cât timp aceste trenuri pot circula de la gara de nord la Otopeni și de la Otopeni la gara de nord. Aici a fost o afirmație a unui, e adevărat, șef de companie, a unui operator, CFR Călători, cea mai mare, dar în același timp, 80%, e adevărat că 80% din transportul public de călători în România este asigurat de CFR Călători, dar 20% este asigurat de companiile private. Deci de companii private. Că vor fi CFR Călători și transportatori privat. Eu spun că va câștiga cel care va avea cea mai bună ofertă. Eu mi-aș dori, sigur, ca până la urmă cine să fie cei mulțumiți? Călătorii. Indiferent cine este, că se numește Călători sau este un operator privat, CFR Infrastructură va stabili prin contract la ce intervale de timp va pleca acest tren, ținând cont de infrastructură. Dar nu mi-ați răspuns la o întrebare. Cum vi se pare frecvența de un tren pe oră? Mi se pare foarte mare, dacă mă uit ca și călător. Adică la o oră mi se pare destul de mare intervalul Bine de timp. Vine nouă mesta trenului pe 12 decembrie și vom vedea un tren la 50 de minute, 60. Ce veți face? Cum veți reacționa la așa ceva? Va trebui să ne gândim la modernizarea, în continuare la modernizarea liniei. Chiar am adresat o întrebare celor de la CFR Infrastructură. Ce ar însemna... Nu acum ar trebui discutat asta? Ce ar însemna să electrificăm, de exemplu, această linie? Pentru că, totuși, noi am construit o linie nouă după atâția ani,
neelectrificată. Mai trebuie reabilitate niște linii mai jos de Mogoșoaia, ca să zic așa, nu? Pentru a fi dublate, pentru a putea trenurile să treacă unul de altul spre aeroport. Deci sunt niște limitări tehnice, nu vorbim de neapărat de ofertele operatorilor, că e CFR, că e operator privat. Exact, asta spun, că cei de la CFR Infrastructură vor stabili, vor pune pe masă variantele de program, vor spune acestea sunt limitele în care trebuie să vă încadrați și operatorii vor accesa sau nu acest program. Știți ce e păcat? E un proiect care s-a desfășurat destul de rapid, cu succes, da? Mari probleme. Dar s-a desfășurat cu succes și rapid. Aș putea vorbi ore întregi despre problemele de acolo. Da, dar rămâne o problemă. De ce am ajuns acum, după ce aproape e gata, discutăm despre un tren pe oră, pentru că nu se poate mai des de atât din cauza infrastructurii în alte puncte, când puteau și acelea lucruri fi rezolvate? Nefăcând obiectul acelui contract, nu putem vorbi despre dezvoltarea altor obiective, altele decât dublarea liniei pe cei 8 km și racordul nou, dar cu siguranță. Tot ceea ce ne dorim acolo este să dezvoltăm acest obiectiv, pentru că noi l-am beneficiind în ghilimele de faptul că nu am mai organizat campionatul european de fotbal, o condiție noi sigur ne-am asumat-o, unul din obiectivele asumate. Am primit un regaz de timp și acolo vom discuta și despre o stație nouă, alta decât cele prevăzute în proiect, undeva după traversarea DN1, în zona patinoarului, cu acea parcare, discutăm despre o pasarelă, o platformă care să lege gara de terminal. Vorbim de ceva acoperit, să nu mai mergem prin parcare. Exact, da? Pentru că era anormal să cobori prin parcare și intri în parcare și circul printre mașini. Deci până la Euro 2021. Da, deci noi vrem ca în acest an, da, inclusiv această copertină, să-i spun așa, da, să fie realizată. De asemenea, vrem ca tot ce înseamnă, așa cum am spus și atunci la momentul probelor test pe care l-am realizat, este necesar să legăm aeroportul Otopeni și de A3, de Ploiești, București-Ploiești și așa mai departe, printr-un racord. Este important să accelerăm M6-le, magistrala M6, Gara de Nord, 1 mai, Băneasa-Otopeni. Este necesar să gândim trenul metropolitan și conexiunea cu toate componentele rutiere din zona metropolitană, București-Ilfov. Deci este un proiect mult mai amplu de conectivitate, de mobilitate pe tot ce înseamnă regiunea București-Ilfov. Totuși, concret, pe 12, puteți să ne garantați că pe 12 decembrie nu vom vedea un mers a trenurilor cu un tren pe oră spre Otopeni? Vă pot garanta ceea ce poate permite normativul tehnic în condițiile date. Și o să vedem exact cât și ce interval, ce ritmicitate va avea acest tren de la Otopeni. Mai e o problemă ridicată de un cititor și mi se pare foarte validă. Programul anunțat, care înseamnă începe de la 5 dimineața și termină la 23:30, în condițiile în care pe aeroportul Otopeni, în condițiile normale, nu acum de pandemie, foarte multe zboruri începeau de la 5:30-6:00 sau veneau la ora 24, când aceste trenuri nu mai circulă. Toate aceste lucruri sunt chestiuni comerciale care pot fi reglate foarte ușor între deținătorul infrastructurii, CFR SA și operator. Discuția asta mi se pare importantă, pentru că nu vrem să ajungem ca în alte situații să rezolvăm după ce am lansat ceva. Este foarte corectă observația cititorului nostru și cu siguranță voi transmite către CFR Infrastructură această observație, de a analiza și de a corela pe cât posibil mersul de tren cu principalele zboruri în situații normale, așa cum spuneați, în situații de pandemie, care se realizează de pe aeroportul Otopeni. Pe feroviar vreau să vă mai întreb, pentru că nu mai avem foarte mult timp. Domnule ministru, ARF-ul, Autoritatea de Reformă Feroviară, o instituție care nu performează deloc, și ați spus acum câteva luni că veți face o analiză și vreau să vă întreb dacă ați ajuns la vă concluzie, pentru că deja a trecut mult timp, această instituție se ocupă de achiziția de material rulant, da? Vorbim de vagoane, vorbim de trenuri. Una dintre atribuțiile principale ale Autorității pentru Reformă Feroviară este acea de a achiziționa material rulant nou.
Avem în derulare cele două loturi, lotul 1 cu 40 de rame și plus 15 ani mentenanță, cu posibilitatea de a dubla și numărul de rame și numărul și anii de realizare a perioadei de mentenanță. Din păcate, aici suntem în instanță și pe data de 21 octombrie 2020 avem termen de judecată la Curtea de Apel București. Iar și aici avem fonduri europene nerambursabile cu cofinanțare 15%, iar pe lotul 2, 20 de rame și cu 15 ani perioada de mentenanță și aici cu posibilitatea de dublare, vorbim de terenuri regio și interregio, da. Aici instanța a anulat procedura de licitație și ARF-ul reia procedura de la zero. Deci vine ARF-ul, pentru că a făcut o licitație slabă din moment ce a fost anulată. Evident. Ok, deci evident. Revenim problemele la această instituție. Este o mare problemă aici și nu doar în nu doar în zona ARF, pentru că sunt mai multe instituții care sunt conectate la această licitație și sigur faptul că s-a încercat în urmă cu 2 ani de zile autorizarea unui agent economic din afara Uniunii Europene pentru a participa la această procedură de achiziție publică, nerespectându-se în totalitate prevederile legale, anume s-au deplasat în țara respectivă cu un mandat din partea Ministerului Transporturilor și când s-au întors, acel mandat nu a mai fost validat. Deci sunt proceduri, și aici mă refer la cei de la AFER, că despre ei vorbim. Sunt multe necunoscute și este așa o zonă gri pe această activitate, care eu încerc de ceva vreme să o clarific. Ce-mi doresc? Să nu pierdem bani europeni, să achiziționăm material rulant nou. Am propus și pe recuperare și pe reziliență să alocăm o sumă importantă de bani pentru a achiziționa suplimentar față de ce avem aici, prin actualul exercițiu financiar, suplimentar trenuri, vagoane și locomotive, material rulant nou. Este nevoie de acest lucru, dar trebuie să iasă din acea zonă gri. Iată, i-a adus în situația în care o procedură este anulată și o procedură este în instanță. Sigur că interesul este foarte mare și este firesc să fie așa, dar ne uităm și noi ce au făcut alte state europene și au clarificat această situație și reușesc, sunt în procedură de atragere de fonduri europene de achiziționa material rulant nou. Sunt nemulțumit de ce se întâmplă acolo, mi-aș dori să iasă din această incertitudine, în această zonă gri și să reușim să ducem la bun sfârșit cele două proceduri. Pe final vreau să abordăm puțin și partea de metrou, pentru că anul acesta, acum o lună, s-a inaugurat magistrala M5, prima lucrare nouă de metrou după Revoluție în București. Ok, am terminat cu această lucrare, mai departe ce facem? Ce alte proiecte de metrou încep? Este foarte bine că s-a inaugurat magistrala M5 pentru tot ce înseamnă transportul public în București, în special transportul public cu metrou. Noi ne adresăm la aproape 200-300 de mii de potențial beneficiari. Sigur, în pandemie numărul de beneficiari este redus, dar ceea ce s-a reușit în cele 10 luni de mandat, să punem toate forțele și toți factorii implicați în realizarea magistralei de metro M5 drumul Taberi și să ajungem în final, iată, în 15 septembrie, să-l dăm în trafic cu călători, este un lucru extraordinar. Nu ne oprim aici. Magistrala M5 are un proiect de extindere cu între Eroilor și Piața Iancului. Aici noi suntem cu documentația în procedură pentru a realiza documentația, pentru a realiza extinderea magistralei M5. De asemenea, vrem să finalizăm lucrările la M5 și la suprafață și să achiziționăm cele 13 trenuri noi. Mă bucur, iată că instanța
în urmă cu câteva zile ne-a dat dreptate. Deci acolo s-a deblocat și urmează avem să o cale liberă, da? Da, nu, către achiziția de trenuri. Da, se semnează contractul, primul tren va fi livrat în 24 de luni. Deci vom avea 13 trenuri noi, cu posibilitatea de extinderea acestui contract. Vom avea trenuri noi pentru M5, că este o mare problemă. Vedeți că sunt tot felul de defecțiuni, sunt trenuri de vechi, acele trenuri IVA, dacă vă aduceți aminte de 15 ani. Dar fără de care nu putem să ne descurcăm deocamdată, și cel puțin 2 ani. Avem 76 de trenuri în operare pe toate rutele din magistralei de metrou din București. Ne dorim să continuăm așadar extinderea M5, ne dorim să intre în linie dreaptă M6. M6, după cum știți, cu cele 12 stații, de la 1 mai până la stația Tokyo, pe fonduri europene. Aici am avut o contestație pe procedură, pentru că noi facem o licitație cu precalificare. Cel care a fost în afara locurilor eligibile a făcut contestație și în final instanța ne-a dat dreptate definitiv și continuăm această procedură de licitație cu precalificare pentru realizarea contractului de structură între 1 mai și stația Tokyo. Tokyo e puțin după Băneasa, dacă să exact. Pentru cei care după dintre stația Tokyo și stația Otopeni până la aeroportul Otopeni. Aici avem cele două componente, fonduri japoneze. Și sunt bucuros că în acest an s-a dat avizul pentru finanțarea acestui lot. Am obținut avizul finanțatorului JICA pe data de 15 ianuarie. Vorbim de 320 de milioane de euro bani de la buget, respectiv fonduri japoneze. Diferența, fonduri europene, până la aproximativ 600 de milioane de euro. Săptămâna trecută am avut o întâlnire foarte bună cu domnul ambasador al Japoniei în România și ținem legătura, suntem foarte conectați și noi și ambasada Japoniei în a sprijini scoaterea la licitație a contractului de structură pentru acest ronsan. Ca să încheiem concret, unde și când vom vedea primele săpături pentru o nouă magistrală de metrou sau continuarea altor magistrale de metrou în București? Unde și când? Cel mai probabil magistrala M6, fie că vorbim de sectorul 1, fie că vorbim de sectorul 2, pe 2 va trebui să avem câteva clarificări primite de la ANAP, până în 2025 ar trebui să fie finalizată. Deci am văzut termene 2023-2024, nu. Eu, analizele noastre arată că în următorii 5 ani de zile am putea vorbi despre o legătură între Gara de Nord și aeroportul Otopeni printr-o linie de metro. Dar când vom metro. Începe? Când estimați dumneavoastră că vom începe, nu când vom termina? E mai ușor de estimat când începem decât când vom termina. Nu. M5-ul ne-a demonstrat acest lucru. Nu știu, știți, avem aceste contestații interminabile, din păcate, și o măsură pe care guvernul și viitorul legislativ a trebuit să o ia de urgență este cea legată de legea achizițiilor publice și de acele instanțe specializate pentru contestații, acele completuri specializate pentru contestații, că altfel, iată, stăm ani și ani de zile, pentru că și M5, dincolo de lipsa de finanțare, știm foarte bine că nu s-au alocat bani și, apropo de alocarea de resurse a guvernului Orban în decembrie pentru plata acelui claim pentru Astaldi, a dus la realizarea pe de-o parte a magistralei M5 și pe de altă parte la finalizarea autostrăzii Transilvania, Iernut Chețan, pentru că vorbim de același antreprenor. Deci, dincolo de slaba finanțare în anumite etape, perioada de contestație între cele trei contracte, pentru că vorbim de contract de structură, contract de finisaje, contract de instalații, automatizări, semnalizări,
s-a mers înainte cu structura, s-a contestat finisajele, s-a ajuns că se termina structura, dar nu începeau lucrările la finisaje, deci aceste contracte trebuie corelate foarte bine și când ai contestații și stai 2 ani de zile într-o contestație și primul proiect, primul contract merge înainte, celălalt nu mai ajunge din urmă. Bun, am epuizat tot timpul pe care l-aveam, mai mult timp decât aveam la dispoziție. Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult pentru prezența la interviul Hot News Live. Sperăm să vă mai avem când vom avea poate vești și mai bune sau depinde când așa. Dumneavoastră, cititorilor noștri, mulțumim pentru atenție și ne revedem la următoarele interviuri Hot News Live. La revedere! Vă mulțumesc foarte mult și sigur o să vin cu vești bune și pe componenta de aerian, despre care n-am vorbit, și pe componenta, de naval și pe zona de comunicații. Aveți un portofoliu foarte vast. Mulțumesc foarte mult! La revedere!